de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața! Bună dimineața, oameni buni! Prima zi în perioada de 30 cu restricții, prima zi cu emisiune electorală pentru parlamentare pe știri din Neamț. Oameni buni, astăzi poate așa a vrut soarta ca prima emisiune să o facem cu cei de la USR Plus, în condițiile în care în acest moment, în adevărat, în imediata noastră vecinătate, se întâmplă un lucru, cum să vă spun eu, aproape previzibil. Este Piața Centrală și aici, de dimineață, am postat pe Mesagerul de Neamț cum arată o parte a pieței cu tarabele goale, cum arată cealaltă și cu crâșmele pline. Sunt crâșmele pline toate. Pe cealaltă parte s-au instalat câteva corturi pentru cei care comercializează brânză și lapte. În interior, comercianții adunați probabil ad hoc, ca la adunările ad hoc, atent pregătite din timp, s-au adunat și scandează nu plecăm din piață, să vină primarul. Se transmite live de acolo. Alături și-au făcut apariția în geci roșii cei de la PSD, candidații care probabil au venit să dea o mână de ajutor la mutatul tarabelor și al mărfii. Nu spunem că au venit ca să țâțe. Acesta era preambulul. Dați-mi voie să vă prezint invitații de astăzi. Primul dintre ei, haide să spunem în ordinea funcției politice, domnul Iulian Bulaico, președinte al Alianței USR Plus și candidatul acestei alianțe pentru Camera Deputaților. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc acum! Alături de domnia sa, o cunoștință deja veche din campania electorală pentru locale, Florin Zaharia, candidatul Alianței pentru Senatul României, poziția 1, ca și poziția 1 la Camera Deputaților a domnului Iulian Bulai. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnilor, v-aș propune să începem discuția de astăzi chiar de la ceea ce se întâmplă acum. Alături de noi se vede o mare de tarabe goale, în interior niște comercianți supărați probabil că n-au fost din timp anunțați și n-au fost din timp pregătite lucrurile. Au făcut un meeting și după aceea au apărut și cei de la PSD. Haideți să vedem cum s-a rezolvat problema asta, că de acum vorbim cu un partid care are primari în marile orașe ale țării. Cum s-a rezolvat acolo? Ce părere aveți despre ce se întâmplă aici? O să încep cu ultima parte a afirmațiilor dumneavoastră, și anume ce se întâmplă acum aici în Piatra Neamț. Ideea că noi scoatem din piață producătorii agricoli, dar PSD îi duce înăuntru pentru dezbatere, este total contraproductivă. Dacă se întâmplă să devină piața un focar în momentul de față, cineva trebuie să-și asume o responsabilitate. Toată ideea era să-i distanțezi social pe oameni, să organizezi fluxuri și dacă trebuie să organizezi piețe sau spații în proximitatea piețelor. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat eficient la Piatra Neamț, din motive care mă depășesc. Ce vreau să spun este că acolo unde USR Plus a dat primari în sectoare foarte mari din București sau în țară, în orașe foarte mari, de exemplu în Timișoara, lucrurile merg bine. Nici o piață nu a fost închisă, oamenii sunt mulțumiți, s-au organizat fluxuri care funcționează cu oameni care intră și pleacă din piețe și mai mult. Cea mai mare piață din România este Piața Obor. Este piața care se află în sectorul 2, acolo unde colegul meu, Radu Mihaiu, conduce acest sector. Iar el, vineri, sâmbătă, duminică, asta a făcut. A organizat piața în așa fel încât să se respecte toate normele de distanțare socială, fără ca niciun producător local, comerciant, să fie nevoit să închidă taraba sau să plece de acolo. Ideea că defavorizăm producătorii locali, micii comercianți, în
sau n-aș spune în favoarea multinaționalelor, pentru că nu vreau să încep un discurs antitetic, unii împotriva altora. Dar fără egalitate de șanse, nu este spre binele populației în momentul de față. De aceea vă răspund concret. Unde suntem noi în guvernare locală și avem majoritate, lucrurile merg bine și asta se poate demonstra. Mergeți în Piața Obor din București, mergeți în Timișoara să vedeți cât de bine funcționează. Se pare că nu este la fel de bine peste tot în țară, înțeleg acest lucru. Cu puțină bunăvoință, cred că se putea face mai mult și în zona noastră, cu organizare, nu azi dimineață, ci începând cu zilele care au trecut. Acestea fiind spuse, este puțin trist că acest guvern a reușit fie să comunice, fie să vină cu decizii care nu creează egalitate de șanse între producători, creând un avantaj major, bineînțeles, supermarketurilor și mall-urilor și multinaționalelor, în dezavantajul producătorilor locali și din România. Știți care este o problemă care ar trebui totuși lămurită? Care este diferența dintre o piață, cum este cea din Piața Neamț, una din cele mai noi piețe construite în țară, de la zero, adică de la zero luat până la finalizare. Cum s-a construit, că mai sunt probleme, e o altă discuție. Și un supermarket, din punctul meu de vedere, este doar o chestiune de organizare. Pentru că sunt zone în Piața Centrală care funcționează exact ca într-o zonă a supermarketului, cel puțin. Avem la piatra zona de carne și produse din carne, care este separată. Exact. Are circuit pe care se poate merge. Nu înțeleg, n-am înțeles acest lucru, dar asta e. Unde se dorește, se pot face lucrurile prin comunicare. Sunt convins că dacă acestor oameni ar fi venit cineva și le-ar fi spus, băi, voi ce părere aveți? Cum credeți că s-ar putea face? Pentru că sunt într-adevăr probleme în piață. Nu se respectă suprafețele contractate. Se ocupă spațiile de circulat. Dar astea sunt rezolvabile. Dacă cineva chiar vrea. Da, mă rog, probabil că acum există probleme. Eu mă bucur că în alte părți se poate. Sper să se rezolve și la Piatra Neamț. Vă vom ține pe parcursul acestei zile la curent cu ce se întâmplă. Ba mai mult decât atâta, cred că vom pune o cameră și vă vom transmite toată ziua ce se întâmplă aici. Până atunci însă să revenim la ce avem noi de făcut astăzi. Iată că după alegerile locale am intrat din plin în cele parlamentare. Cu ce mesaj vine USR Plus în campanie? Mie mi se pare că ne întoarcem un pic în timp, când se vorbea la un moment dat despre lupta împotriva corupției, dacă țineți minte perioada aceea, o Românie fără hoție. Sună, pe de o parte, bine, că se duce o luptă, pe de altă parte, sună cumva așa, băi, suntem cam plini de hoți. Nu este o exagerare. Sloganul nostru este bazat, și colegul meu, Florin Zaharia, poate confirma acest lucru, este bazat pe statistici. Ceea ce preocupă cel mai mult în continuare românii este problema corupției. Nu poți să ai o țară plină de corupți, fără să ai mesaje publice, acțiuni concrete și o comunicare și un comportament împotriva lor. Pentru că dacă nu mergi să eradichezi corupția și nu eradichezi hoția, atunci te lupți doar cu efectele ei. Noi trebuie să mergem la cauza problemelor. Nu să eradicăm efectele problemei. Asta este pasul 2. Pentru a nu mai avea efectele corupției, hoției, trebuie să mergem la cauza ei. Anume, faptul că ea se întâmplă, că există și că prea puțini oameni se sesizează. Și o să vă spun o întâmplare foarte interesantă. Eram ieri dimineață în piață la Roman și îi dau un ziar unui domn pronunțând sloganul nostru, o Românie fără hoție. Și el îmi spune foarte, foarte concret și foarte direct, da, ai dreptate. Este o Românie
coață acum. Avem români care fură foarte mulți și mai spune ceva. Eu fiind evident foarte tânăr, el îmi spune: și da, mă, este vina noastră. A rămas așa. Da, mă, e vina noastră, că noi n-am pus piciorul în prag. Voi n-aveți nicio vină, voi sunteți tineri. M-a șocat acest lucru. Mi s-a făcut pielea găinii, că într-adevăr, eu am votat doar de, nu știu, 3 ori până acum, sau a 4-a oară, când votez pentru Parlamentul României, la alegeri naționale, nu? Dar anumiți oameni au votat constant niște politicieni care i-au dezamăgit, fără să pună piciorul în prag. Și lucrul ăsta m-a mișcat ieri din cuvintele domnului respectiv și mi-a spus: băi, măcar voi să faceți ceva, măcar pentru generația voastră, că noi ne merităm soarta. Așa a spus omul respectiv. Nu știu dacă chiar este corect că românii își merită soarta. Poate că n-a fost până acum o alternativă radicală, credibilă, corectă, care să presupună o coerență între vorbe și fapte. Dar acum avem acest lucru. Iar guvernarea locală demonstrată în cel mai scurt timp, la 2 săptămâni de la investire în marile orașele României, care acum organizează bine aceste piețe, arată că combinația fără hoție și competență este soluția pentru România. Da, acum știți cum e, omul acela sigur are dreptate. Problema este că mult timp, și uite, mă adresez lui Florin acum, care a votat în timp. Te duceai la vot și te uitai pe liste. Și erau liste. A fost o singură dată când am votat. Oameni și atunci a promovați. Cum? Nu discutam. Stai la vot și ce puteai să alegi? Ce puteai să alegi? Dacă te duceai la partid de mici, care de obicei aduceau oameni noi, știai că n-au nicio șansă să se ducă, să acceadă spre funcții. Îți dădeai votul așa, ca să ți-l dai. Pe de altă parte, aveai alternativa a 2, maxim 3, 4, hai să spui, partide mai mari. Nu aveai unde să te duci. Atunci votai, ce votai? Rău cel mai mic. Rău cel mai mic. Aici a fost marea problemă a românilor. Nu a existat o alternativă reală niciodată. Până în prezent, până la USR Plus. Eu aștept, știți cum e, acord prezumția de bună credință tuturor până în momentul în care vedem cum se desfășoară. Deocamdată suntem la început. Dar ceea ce transmiteți în momentul acesta este clar. Vreți o Românie fără hoție. Florin, cum vezi tu România asta fără hoție? Societatea normală în care vrem să trăim și să ne creștem copiii. În care orice om are o șansă de a ocupa o funcție publică doar printr-un concurs, prin prisma competențelor sale, nu prin alte aranjamente de culise care cu toții știm sau am auzit că se practică în prezent în diferite instituții ale statului, fie că vorbim de o funcție la spital sau în Consiliul Județean sau eu știu, în orice altă instituție de concentrat. Aceasta este societatea în care, pentru care noi milităm să o schimbăm în bine și în care ne punem speranța că și că vom reuși. Echipa USR Plus prezintă o listă de candidați în județul Neamț, de oameni profesioniști care au demonstrat că au o carieră în spate, în niște studii, o experiență profesională și nu sunt și au fost aleși de către votul tuturor colegilor pentru a-i reprezenta în Parlament. Adică promovarea lor s-a făcut pe baza unui, să spunem, concurs intern. Eu acum am și eu ziarul dumneavoastră. L-am primit și eu. Deci, și mă uit pe prima pagină a ziarului și văd programul sintetizat în 5 puncte mari aici. Ar fi extraordinar să se întâmple așa. Deci haideți să le luăm pe rând. Da. Deci eu n-aș începe cu fără penali în funcție publice, deși este să leagă bine cu sloganul. Eu aș începe cu 2 lucruri. Școală de la 8 la 17, masă caldă și școală după școală.
Și lucru extrem de important, transparență totală. Că dacă avem transparență totală, lucrurile celelalte s-ar putea să vină de la sine. Deci școală de la 8 la 17, masă caldă și școală după școală. Detaliat. Noi suntem un partid de centru-dreapta. Noi credem că o țară se dezvoltă atât printr-o masă de oameni care investește în mediul privat și care creează plus valoare și care are în gestiune mici firme. Oameni care creează un loc de muncă, 2, 3, 4 și creează un lanț economic care face ca mai mulți oameni să câștige o pâine pe lângă ei. Mediul privat este foarte, foarte important în viziunea noastră pentru dezvoltarea micilor și marilor comunități. Dar mai departe, mediul privat nu poate să scoată din starea asta de sărăcie și letargie România. De asta noi, ca comunitate, pentru a da o șansă copiilor la viitor, trebuie să investim masiv în educație și cultură pentru a, și o să folosesc un cuvânt care sper să fie potrivit, împuternici acești copii. Să le dai lor puterea ca ei să devină oamenii care își doresc, indiferent de capacitatea de susținere la școală a părinților lor. Acum, statistic vorbind, un copil performează mai bine dacă, 1, are parte de o masă caldă, 2, ajutor, asistență auxiliară în pregătirea temelor și activității școlare. Specializată. Asta, specializată. 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 Așa este. Și da și nu. Și specializat înseamnă că pot fi voluntari și elevi. Dar trebuie să fie un om care, atunci când copilul cere un ajutor la limba română sau la matematică, îl oferă mai mult decât un părinte care nu știe să facă acest lucru. E bine, dacă noi punem în aplicare acest program în România, vom putea în 5-10 ani să avem un progres concret în eradicarea sărăciei. Pentru că dacă duci copiii la școală, le dai mâncare, îi faci să termine minim 8 clase, 10 clase, unii dintre ei pot deveni șoferi, unii dintre ei pot deveni frizeri. Unii dintre ei pot merge în străinătate și avea o șansă și un acces la un loc de muncă acolo. În momentul de față, sunt foarte mulți copii aflați în risc de excluziune socială, tocmai datorită lipsei acestei verici foarte importante în formare și educarea lor. Anume un sistem complet de formare, educare și întreținere pe cursul unei întregi zile, mai ales în cazul familiilor vulnerabile. Mai este o altă situație. Sunt situații în care unul dintre părinți trebuie să stea acasă cu copilul, pentru că noi mai avem iar o lipsă în sistem. Și anume, de la 2 ani până când un părinte este susținut de stat pentru a sta acasă cu copilul, până la 3 ani când copilul poate merge la o școală publică, există o gaură neagră. Așa este. Asta este o mare problemă. Printr-un sistem de after school și la grădinițe, nu doar la școală, sistem în care poate că nu faci grădiniță, dar faci activități cu copiii respectivi, reușești să creezi o punte, mai ales pentru familiile unde ambii părinți își doresc să meargă la muncă. Lucrul ăsta este foarte important. Unu, social, includem toți copiii. Doi, prin acest sistem și această măsură, dăm o șansă tuturor părinților să lucreze dacă vor. Este foarte important. Se întâmplă la țară, unde foarte multe școli au doar un program de 4 ore, 5 ore, de la 8 la 12, 9, 1. Și ce faci după aia? Tu ai un program de lucru de 8-9 ore. Cine stă cu copilul de la 1 la 4, de la 1 la 5? Lucrul ăsta este foarte, foarte important. L-am simțit eu pe pielea mea, multe familii îl simt, are mai multe valențe cu implicare și în incluziune socială și în potențare a intrării pe piața muncii a mai multor persoane. Da. În completare, aș dori să spun,
o masă caldă pentru un copil ar putea să reprezinte singura masă pe care el o are în ziua respectivă, pe care familia nu poate să-i o acorde. Să mai spunem că acești copii, mai ales cei de la țară, după 4 ore, de multe ori, preiau niște sarcini în gospodărie, peste puterile normale ale unui copil, dar le fac și, practic, ei au foarte puțin timp după aceea, și nu vorbesc de toți, o parte dintre ei, să învețe. Mai au timp foarte puțin să învețe, nu mai spunem de condiții, nu ne mai referim acum la ce se întâmplă acum cu învățământul online, în care sunt probleme, mai ales pe zona aceasta rurală, în care, chiar dacă, de exemplu, s-au luat tablete, nu ai semnal, lucrurile sunt un pic... Nu s-au dat la toți. S-au dat doar la unii. Sarcina, chiar dacă guvernul și-a asumat un număr de tablete pentru a le acorda copiilor, mulți au beneficiat de ajutor din partea primăriei sau autorității locale, dar fiind an electoral și multe din știm cum s-au cheltuit multe din fondurile primăriei pe asfaltări pe ultima 100 de metri, probabil n-au mai ajuns fonduri pentru a achiziționa tablete pentru toți copiii din. Bine, și aici este o întreagă problemă, cum s-a făcut această selecție a copiilor. Trecem că deja este o problemă. Și să ne întoarcem la... Mă obligă mesajele pe care le primesc. Da, cu drag răspundem. Să ne întoarcem la fâne penale în funcții publice. Deci, comentarii. Hoții nu vor dispărea niciodată de la noi dacă nu vor fi eliminați din rădăcină. Dumneavoastră ați spus că poate că n-ar fi o temă... Nu, n-am spus. Aș fi vrut să încep cu ea. Să nu încep cu ea, să încep cu ceva care să fie, cum să vă spun eu, să ne dea o speranță spre viitor. Adică copiii și școala. De acord. Dar în România, din pușcărie, au fost aleși primari. Acest oraș are un istoric cu foști edili care sunt certați cu legea. Al treilea om în stat a fost un om care avea o condamnare penală definitivă, care nu mai avea legitimitatea morală. Vă referiți la, da, Dragnea. La domnul Dragnea. Da, da. De a ocupa o funcție publică. De aceea acest vid legislativ trebuie umplut. Și de asta 1 milion de români au decis că fără penal în funcție publică este un proiect important. Pentru că lucrurile sunt conectate. De asemenea, știu cazuri, poate că nu în județul Leamț, dar știu un primar din județul Iași care are probleme penale, care nu a putut ocupa o funcție publică aleasă, dar și-a făcut rost, înainte să plece din primărie, de o poziție fie de city manager, fie de consilier al viitorului primar. Sunt cazuri și județul Leamț. Deci avem cazuri în Leamț. Deci este, cum să vă spun, de noaptea minții. Tu ești demonstrat că ai avut conflict de interese de natură penală. Deci adică nu vorbesc de incompatibilitate. De la firma ta din banii, deci, publici, să zicem. Nu vorbesc de incompatibilitate aici. Că poți să fii uitat să ieși dintr-o firmă și n-ai făcut afaceri, dar ai rămas acolo și asta e. Dar ai avut conflict de interese de natură penală. Și tu, astăzi, vine legea, o mai tergiversează prefectura vreo 3-4 luni până o pune în aplicare, se dă ordinul prefectului, ești suspendat din funcție, nu părăsești biroul, sunt 3 cazuri în Neamț, din câte mi-aduc eu aminte, nu părăsești biroul, rămâi acolo în calitate de ce? Consilier al primarului, adică viceprimarul a ajuns pe funcție. Și când se duce omul la primărie, trece pe la tine, bineînțeles. Trece pe la tine, că ălaltul e de formă, e de paiață. Evident. E de paiață. Și lucrurile astea se cunosc de toată lumea. Iar acei care au fost în acea postură, acum sunt primari. De drept, pentru că le-a expirat perioada de imposibilitate de a ocupa funcții publice. Deci, aceste lucruri trebuie să dispară pentru că nu sunt reglementate cum trebuie în lege. Doamna Ecaterina Damian, bună dimineața! Bună dimineața. Dacă nu se schimbă Constituția și legile țării cu reguli, cu legi clare, fără virgulă, nu avem cum să scăpăm de hoție, spune doamna.
Da, este foarte adevărat. Pentru asta milităm noi și am militat în Parlamentul în ultimii 4 ani și o să fac în continuare în următorii 4 ani. Pe de altă parte, o lege nu poate să schimbe un comportament colectiv dintr-o comunitate. Acest lucru se face prin educație și se face prin crearea unei mase critice puternice care, dincolo de ce spune legea, cu un simț ascuțit moral, acționează ea și spune: nu, tu nu mai ai dreptul să fii acolo primar. Nu, oprobiu public. Nu, proteste. Nu cu un om condamnat cu anumite probleme penale într-un birou al primăriei. Și atunci, indiferent ce ar spune legea, masa critică din comunitatea respectivă ar putea să reacționeze și să elibereze spațiul respectiv de asemenea personaje. Nu se întâmplă. Dar asta pentru că suntem o democrație foarte tânără. Suntem un bebeluș. Când alții au 200 de ani de democrație continuă, fără niciun război, în Europa de Vest, sunt asemenea democrații. De exemplu, Suedia. Noi suntem un bebeluș al democrației. Mai ales cu oameni care au ales o poziție mai puțin conflictuală în chestiunea guvernării comunității, fără prezența unui sindicat puternic care a luptat împotriva comunismului, ca Solidaritatea din Polonia. Deci avem niște factori care cumva ne-ar scuza pentru situația de fapte. Dar totuși suntem mult prea departe față de idealul pe care l-am pornit. Colegul meu, Florin Zaharia. Niște partide care se trag în marelor parte din vechiul Partid Comunist, păstrând aceleași structuri și aceleași... Păi, dacă stăm exact să ne uităm bine, nu știu câți mai sunt dintre foștii membri de partid prin partidele astea, dar a venit eșalonul 2. Adică oameni care sunt copiii potentaților comuniști, după aceea foștii colaboratori din anumite zone ale serviciilor comuniste. Avem oameni care au venit din zona aceea gri, care au făcut afaceri având în spate cunoștințele vechi de, ale comuniștilor și fondurile de atunci. Aici trebuie să fim puțin atenție în gestionarea situațiilor, pentru că nu suntem nici purtătorii meritelor, nici a vinovățiilor părinților, bunicilor noștri. Meritele lor sunt meritele lor, la fel ca și problemele sau vină sau vinovățiile lor din perioada comunistă. Ideea că să dispară toți copiii din viața publică care au avut părinți comuniști nu ține România, când mai mult de jumătate din populație era membra a Partidului Comunist. Activ, pasiv, nu despre asta este vorba. Este vorba despre ce ai făcut tu ca individ, dincolo de apartenența la familia ta. Dar ideea că eu merg în piață la Roman și oamenii și având o discuție cu un domn bătrân despre cât de nociv a fost comunismul, ideea lui a fost că, da, ei au construit blocurile în Roman, ce știi tu? Da, dar au distrus tot patrimoniul. O stradă întreagă cu case superbe, Ștefan cel Mare, fostul centru civic, distrusă și făcute blocuri. O intervenție în drepturi fundamentale ale omului, cum nu s-a văzut în multe locuri din lumea asta. Dar e foarte greu să compari normalitatea când nu ai alte sisteme de referință. De asta va fi greu și este o perioadă de tranziție. Și da, trebuie să sperăm mai mult, să facem mai mult, să venim cu o alternativă credibilă și să ne ținem de cuvinte în fața oamenilor. Pe de altă parte, suntem la începuturile consolidării democrației noastre. Și aici Florin știe mai bine, că are o altă experiență de viață ca mine. Te rog, dar înainte aș vrea să fac și eu o precizare. Nimeni nu-și pune întrebarea așa. Cum s-ar fi dezvoltat România, având în vedere antecedentele din perioada interbelică, când eram în fruntea multor lucruri la nivel european, dacă n-ar fi intrat comunismul pe stil rusesc din acela dus până la extrem în România? Eu cred că s-ar fi făcut și atunci blocuri, eu cred că s-ar fi făcut și atunci alte lucruri, poate nu în stilul acesta, dar s-ar fi făcut. Te rog, Florin, scuză-mă. Deci sunt
orașe, să spunem, în Asia, Hong Kong, Singapore, unde n-au ajuns bolșevicii sau Armata Roșie. Și totuși sunt locuri, sunt preferate, sunt investiții. Blocuri se construiesc și în prezent, chiar și în Piatra Neamță, de către privați, nu? Mi-aduc aminte, cineva urmărea un film pe Netflix și arăta un oraș normal, undeva din America, dacă nu mă înșel, în Pennsylvania, deci un orășel, și la un moment dat acolo se circula pe un pod, pe două paliere, da? Plus că mai era și un sens giratoriu, să-l numim, deși era de pe pod, pleca și zice, uite la ei, cât de greu le este să circule, probabil că este foarte greu să circule așa, la noi e mult mai simplu. Da. Deci vă dați seama, noi nu putem face comparație foarte clar cu ce se întâmplă afară și de aici rolul foarte mare al celor din diaspora. De acord. Care au experiență deja, trăind un an, doi, trei, cinci, văd cum funcționează lucrurile și cum trebuie să meargă o societate, în ce direcție, spre dezvoltare. De asta părerile lor, chiar și la vot, sunt total radicale de ale celor, chiar din satele și localitățile de unde provin. Bun. Ei și-au pus și influența pe votul din localități, în anumite localități. Cel puțin în privința USR Plus există acest lucru vizibil în anumite zone. Nici Melbourne, nici Perth, nici Sydney, nici São Paulo, pe unde a fost, sau Rio de Janeiro, unde a fost în voiaje de lucru colegul meu Florin Zaharia, nu au avut comunism și sunt mult, mult, mult mai dezvoltate decât orice construcție comunistă din România. Și Florin poate să confirme asta, că a trăit acolo, a văzut, a făcut. Problema este de management și de conducere. Spuneați la început că avem cea mai nouă piață din țară. Una din cele mai noi din țară. La fel avem și cea, am avut și cea mai nouă rețea de troleibuze din țară. Corect, din corect. Țară. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Tocmai am făcut o emisiune și mi-am atras o mulțime de înjurături. Și, din cauza incompetenței și a managementului defectuos, în curând nu o să mai avem. Dar nu, este aberant să ai o rețea pusă la punct, cea mai nouă din România, și să o dezafectezi, nici măcar să nu o vinzi la second hand, că se putea și prețul era foarte bun. Să o dezafectezi. Este de noapte o valoare de 500.000 de lei și pentru a o dezafecta s-a plătit 1.000.000 sau ceva de genul. Și la fier vechi, cupru valorează câteva milioane de euro. Vedeți, eu nu o să înțeleg niciodată un lucru. Votanții PSD-ului sunt în principiu bătrâni. Vârstnici. Persoanele care poate că nu au o mașină. Oamenii care folosesc cel mai mult infrastructura publică, să zicem. Că mă uit cine merge cu autobuz. Persoane cu resurse mai puține și foarte mulți vârstnici. Ei sunt privați de această investiție și totuși în Piatra Neamț, Florin, cât a scos PSD aici? A fost locul 3, cred, la primărie. Peste 20%, da? De unde această disonanță de alegere? Dom'le, îți distruge infrastructura publică și tu tot pe ăla îl votezi. Este o problemă care ține și aici cred că excedem un pic cadrul acestei emisiuni, dar se pare că nu, de informarea cetățeanului. Sunt zone în Piatra Neamț care pot fi asimilate din acest punct de vedere unor zone rurale din județ. Oamenii au fost învățați, aproape obligați, să nu mai citească presă. Presa nu mai poate ajunge la ei pentru că a fost o politică clară de distrugere a presei și a locurilor de vânzare, lucru care se vede foarte bine și în Piatra Neamț și în Roman și unde doriți dumneavoastră în țară, două, trei excepții. Presa locală nemai ajungând la om, pentru că, vă spun eu, se uită lumea pe Facebook, dar nu citește foarte mult de pe Facebook ce sunt probleme ale comunității. Da. Este un hiatus. Și atunci cum funcționează lucrurile? Lucrurile funcționează așa. Cum funcționează azi dimineață în piață? Lumea stătea în jur și îl întreba pe polițistul local.
Cum e? Zice, o să vină indicații și o să vă spunem, o să luăm o hotărâre. Înăuntru era meeting închis, nimeni nu intra, afară stătea PSD-ul și aștepta să se oprească un pic filmarea pe meeting ca să poată interveni. Între timp, eu am pus, în timp ce vorbeam cu dumneavoastră, o postare pe Mesagerul care spune cam așa, PSD profită și confiscă meeting-ul comercianților cu niște imagini de acolo, are reporterul nostru și nu pot să pun mai multe că noi vorbim. Deci, și atunci mesajul nu mai ajunge. Trăim fiecare în bula noastră, politicienii în bula lor, oamenii de acolo cu care nu mai există un dialog efectiv. Nu mai există. În bula lor. Cred că ăsta este răspunsul de se poate manipula. Asta este problema. Se pot manipula informații factuale așa de repede. Chiar dacă teoretic ei sunt ancorați la realitate prin intermediul internetului, Facebook-ului, de fapt ei sunt tot în bula lor. Suntem în bule diferite de influență. Aici este marea problemă. Și nu s-a găsit încă soluția în România, în alte țări există, ca să existe această posibilitate ca oamenii să redevină implicați în problema comunităților. Și este marea provocare care se ridică în fața autorității locale în acest moment. Și în comune și în satele comunelor, diferența de la primărie la cetățean este enormă. Cetățeanul s-a obișnuit să, dacă vine poștașul sau ăla care bate toba, știți cum era pe vremuri, se bătea toba și s-a anunțat lume, ceva. Lume. Este lege ce spune aia. Lume, primarul a zis că nu plătim apa. E gratis. Da. Și e gratis. Primarul a zis că trebuie să facem asta. Facem asta. Cum s-a făcut cu listele pentru apă și canal. Ca să poți accesa un fond, trebuia să ai o listă, cum e și acum la gaze. Se făcea o listă de la primărie și se trecea din casă în casă. Se semnează mama Ionica. Semnează tata John. Pardon, scuzați, n-am vrut tata John. Și semnau băieții, dar pentru ce a însemnat? Să tragem pe stradă apă. Nu mințeau. Trăgeau stradă, apă pe stradă. Nici într-un caz nu semnau că, nu le spuneau oamenilor că ei au semnat că vor să aibă apă și canalizare. Aici este minciuna. Aici este ruptura între populație și administrație. La Piatra Neamț, la Dumbrava, la Valea Ursului sau unde doriți dumneavoastră. S-a creat o castă în jurul primăriei. Ați văzut? Aici este problema. Da. Aici este problema. Așa cum mă întrebați pe mine, este și foarte, foarte greu. Noi avem ceva membri cu experiență de viață, dar foarte puțin din cei care ar putea să conteze și să miște comunități, să informeze. Adică ce mi se reproșează mie și lui Florin e că suntem securiști. Până a trăit ultimii 20 de ani în străinătate. Eu în ultimii 8 am plecat de la 20 de ani din țară. N-am niciun contact cu niciun fel de sistem după liceu. Cel mult au să vă spună sereiști, da. Securiști. Sau sieiști. Da. Dom'le, îți vin cu niște declarații de astea de n-ai cum să fii supărat pe ei că încep să râzi. Dar îți dai seama de nivelul de manipulare la care sunt expuși. Și aici o să, probabil că în încheiere, o să lansez și discuția pentru următoarea emisiune, pentru că ați pus o întrebare foarte bună. Cum ar fi arătat România din ultimii 70 de ani fără intervenția comunistă, dacă s-ar fi retras trupele sovietice și n-ar fi câștigat în mod fals alegerile în 46? Și n-ar fi jefuit țara, da. 30 de ani după. Cum ar fi arătat o Românie cu un progres continuu din anii 30? Vă invit să vizitați Muzeul Colectivizării de la Tămășeni, să vedeți cum construiau, ce case construiau oamenii în 1941 și cum gândeau o casă acum 80 de ani. Ca să vedem ce am fi putut să dezvoltăm noi într-o perioadă de 80 de ani, trebuie să vedem cum era România, chiar și rurală, antreprenorială, cu inițiativă, cu proprietate, înainte de venirea lor. Analizând situația de acolo, putem să vedem ce însemna progresul ultimilor 80 de ani. Despre asta aș vrea să discutăm la următoarea emisiune. Cu mare drag, pentru că am și eu această experiență în comunități rurale din Ardeal, în care acea comunitate, în caz de pandemie, cum era acum, avea posibilitatea să supraviețuiască aproape singura. Pentru că aveai în comunitatea respectivă, de la
fierar, brutar, nu știu, orice, orice aveai acolo în comunitatea respectivă. Și lumea trăia într-un model pe care noi nu ne-l putem imagina acum. Și foarte interesant subiectul și de-abia aștept să-l discutăm în emisiunea următoare, dar până atunci, haideți să ne ducem la un subiect, la modă, pe care Curtea Constituțională îl tot pasează ca decizie și am înțeles că acum vor lua o decizie fix după alegeri, adică la două zile după alegeri este pregătită pronunțarea cu privire la pensiile speciale. Este un punct important din programul USR și ar trebui să fie un punct important din preocupările fiecărui cetățean al acestei țări, deoarece pensiile, trebuie să știți, reprezintă o mare problemă acum din punct de vedere financiar pentru România. Da. Vă rog. Pentru a termina cu discuțiile astea pensii speciale, trebuie să spunem din capul locului, în România nu trebuie să existe categorii speciale de oameni. Speciali sunt copiii care trebuie să aibă un învățământ de calitate, special sunt bătrânii care trebuie să aibă o bătrânețe liniștită. Iar așa numitele pensii speciale trebuie eliminate sau impozitate după caz în funcție de răspunsul Curții Constituționale. Iar fiecare să-și primească pensia în funcție de cât a contribuit la acel sistem de pensii. Nu muncești 20 de ani într-un sistem și ieși la pensie când tu ești, mai ești bun de muncă până la... Nu e vorba de asta, că poți ieși la pensie dacă ai contribuit și tu. Deci, dom'le, eu la 50 de ani am contribuit cât să pot trăi. E fix treaba ta, dar ai contribuit și ți-ai luat, îți iei pensia conform contribuții. Problema este cu șmecherii care au activat într-un loc și cu 3 luni înainte de a face anii aceia puțin de pensie, intră în sistem, vorbesc de judecători, și după 3 luni de zile își depune cererea de pensionare cu ultimele 3 luni de salariu și își ia pensie specială. Și avem cazuri, le-a dat presa în toată țara. Avem și alte cazuri. Nu mai vorbesc de aceste pensii speciale care vin pe zona administrației. Este pentru mine incredibil să dai pensii speciale unor oameni care se duc să facă administrație pentru că asta și-au dorit. Nu i-a obligat nimeni să facă administrație. S-au implicat, pot să înțeleg, dar și acei oameni contribuie la rândul lor. Nu înțeleg de ce... avem categoria aceea specială. Militari, cu cei cu activități speciale, să zicem, care lucrează în servicii, care, mă rog, au anumite activități pe care nu le cunoaștem și care probabil că riscă foarte mult. Aici este o discuție de alt tip. Peste tot lucrurile acestea se rezolvă, dar nu categorii din ce în ce mai largi de pensii speciale. Vă rog. Și care se dorește a fi extinse. Exact. Și pe care majoritatea PSD a vrut să le extindă chiar și la aleșii locali cu susținerea PNL, de ce să nu recunosc lucrul ăsta. Ce putea să facă guvernul Orban pentru a opri punerea în aplicare a legii pensiilor speciale a aleșilor locali era să ia o decizie radicală în ianuarie 2020, atunci când a început guvernarea și când trebuia să se pună în aplicare legea pensiilor speciale aleșilor locali și să emită o ordonanță de urgență de eliminare a lor. Ei, a fost emisă o hotărâre de prorogare a lor, deci de amânare a implementării proiectului de pensii speciale pentru aleșii locali. Lucrul acesta este greșit, dragi români, dragi pietreni, dragi nemțeni. Este greșit ca cineva să primească bani nemeritați, așa zise pensii speciale. Sunt 2000 de funcționari parlamentari. Acești oameni primesc pensii speciale. Ce face un funcționar parlamentar în plus față de un alt funcționar din țară? Deci avem câți parlamentari? 465. 465 și avem 2000 de funcționari parlamentari. Da, nu se include consilierii parlamentari. Da, aici vorbesc doar discuție. De funcționarii parlamentului. Da. Oameni din clădirea parlamentului care
prestează servicii. Nu se justifică, nu există niciun argument legitim pentru aceste privilegii. Parlamentari, chiar și diplomați, nu cred că se justifică. Ai ales meseria respectivă, ești, mai ales acum, destul de bine plătit, într-adevăr. La diplomați a fost o problemă mare. Da, cu salariile. Cu salariile, pentru că aveau salarii mizere în țări unde trebuia să-ți trimite familia bani de acasă ca să reziști până acum câțiva ani. Acum s-a reglementat această problemă, nu mai este necesară. Până la urmă reprezentau țara. Da, bineînțeles. Plus militarii care nu au fost în teatru de acțiune, o spun cu tot respectul, dar chiar dacă sunt. Răspundeți la o întrebare care mi s-a adresat acum. Exact asta era o întrebare. În viziunea dânsului era pentru domnul Zaharia, dar mă rog, răspunde. Pensiile militarilor sunt speciale? Dacă nu reprezintă principiul contributivității, da, sunt speciale. Mai ales pentru cei care nu au fost în teatru de acțiune de război și cei care nu sunt veterani și cei care nu au venit cu infirmități. Deci pe acești oameni care și-au expus viața și au venit de acolo cu probleme sau pensii de urmași pentru cei care au murit în numele României. Sau chiar au luptat acolo. Au luptat acolo, da. Asta da. Pentru că la un moment dat poți să fii expus unei suferințe care nu te mai lasă psihice din punct de vedere. Să te integrezi. Altfel. Dar pentru domnii care sunt paznici pe la unități militare cu garduri ruginite și cu tancuri care nu s-au mai mișcat de 45 de ani, nu. Pensii speciale pentru acești oameni, nu. Sunt militari. Și au ales această cale. Au ales această cale. Mâine poate să înceapă război. Doamne ferește, niciodată să nu intre. Trebuie să meargă. Dacă vor fi implicați, vor trebui să primească o pensie specială. Cât ei au fost o viață paznici la o unitate militară, spun nu cu tot dragul și respectul pentru toți domnii foști militari, chiar și colegilor mei din cadrul USR, dacă sunt și sunt foste cadre militare, le spun că nu fără pensii speciale pentru aceste categorii. Eu vă mulțumesc pentru participarea la această primă emisiune. Am reținut tema pentru emisiunea viitoare, chiar este o parte din ea, dar este extrem de incitantă pentru că e de discutat foarte mult. Vă doresc succes și noi ne întâlnim, stimați oameni buni, în jurul orei 9:30 cu un alt invitat în emisiune și încercăm să vă ținem la curent cu ce se întâmplă în piața centrală din Piatra Neamț, devenită un punct fierbinte. La revedere! La revedere! Mulțumim de primire!